consilier. Este prima ședință din anul 2018, dar doresc să vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la toate ședințele ordinare și extraordinare din anul 2017, pe care le-am avut. A fost un an bun, zic eu, pentru că am avut realizări, dar și multe alte probleme pe care dumneavoastră le știți. De asemenea, știți și realizările noastre, cu cele trei proiecte depuse, proiecte depuse pe fonduri europene și câștigate, aprobate. De acum facem demersurile pentru a încheia contractele de finanțare și de achiziționare a ce ne-am propus în acele proiecte. La fel și cele două proiecte finanțate din bugetul local, finalizarea Căminului Cultural din Bagna și extinderea rețeaua electrică de iluminat pe Petru Rareș. Vom continua în anul 2018 extinderea la rețea electrică pe strada Trandafirilor în satul nou și pe Ieremia Movilă la Nicorești. Eu doresc să avem un an 2018 și mai bun ca 2017, cu mult spor de muncă și din partea mea și din partea dumneavoastră, să fim uniți, realiști în tot ceea ce facem și în tot ceea ce ne propunem, deoarece, după cum știm, noi am fost aleși de către cetățeni, iar cetățeanul este prioritar pentru noi, îi reprezentăm aici, în Consiliul Local, îi reprezentăm la nivel de județ, îi reprezentăm la nivel de țară, și noi trebuie să facem, suntem în slujba cetățeanului și trebuie să facem ceea ce e nevoie pentru cetățeanul nostru. Deci vă mulțumesc pentru anul 2017, să sperăm că vom avea un an fructos, un an cu multe proiecte și, și anul 2018. Sigur că avem nevoie unii de ceilalți, eu de dumneavoastră, dumneavoastră de noi, autoritatea locală, pentru că nimeni de unul singur nu va putea face nimica. Pentru că m-ați ascultat, la fel vă mulțumesc și îi dau cuvântul domnului președinte de ședință să le prezinte ordinea de zi, după care vom aproba procesul verbal de la ședința din luna decembrie și vom intra în ordine, în materialele din ordinea de zi pe care să vi le prezentăm și să le votăm ca atare. Dau cuvântul domnului președinte. Primul punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pârgălești pentru perioada ianuarie-martie 2018. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgălești pe trimestrul 3 al anului 2017. Punctul 3, proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Pârgălești pe anul școlar 2018-2019. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Consiliului Comunitar Consultativ al Comunei Pârgălești, județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de închirieri, închirierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 39 din 12-11-2010 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Comunei Pârgălești pe anul 2017. Punctul 11.
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 78 din 26 a 10 a 2017, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018. Mulțumim! Mulțumim! Acum trecem, supunem spre aprobare procesul de parare și funcției ordinarii din luna decembrie. Dacă sunteți de acord cu acesta. Mulțumesc. Putem trece la aprobarea, da? Proiectul de hotărâre din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru perioada ianuarie-martie 2018. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local Bărgăresc, domnul Bodea Gheorghe, care va duce la îndeplinire lucrările ședințelor Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate în lunile ianuarie-martie 2018. Dacă sunteți de acord cu această propunere, mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bărgărești pe trimestrul 4 al anului 2017. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe trimestrul 4 al anului 2017 în valoare totală de 6.255.996,90 lei, după cum urmează, la secțiunea de funcționare 5.367.591,67 de lei și la secțiunea de dezvoltare 888.405,23 lei. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe trimestrul 4 al anului 2017 în valoare totală de 5.600.800,75 lei, după cum urmează 4.712.395,52 lei la secțiunea funcționare și 888.405,23 lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă suntem de acord, mulțumesc. Completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. După cum urmează, la capitolul 1 se achiziționează consumabile și materiale pentru serviciul situații de urgență. La capitolul 2 se completează cu servicii de consultanță achiziții publice, servicii liberare certificat digital pentru semnătură electronică, servicii verificare parafrăsne de la instituții publice, servicii pentru verificarea centralei termice, servicii pentru verificarea unui număr de 15 stingătoare, încheiere contracte de colaborare cu societăți comerciale care dețin utilaje pentru a interveni în cazul situațiilor de urgență, servicii de asigurare de viață pentru medicii SVCU, servicii întocmire studii tot cu vederea întocmirii SF-ului pentru regularizarea albii pârâului Bahna pentru reducerea riscului de inundații și alunecări teren, asigurarea de răspundere civilă și casco pentru autoutilitarele pe care le deține primăria, servicii de întocmire SF pentru regularizarea albii pârâului Bahna pentru reducerea riscului de inundații și alunecări teren. Da, cred că asta e două ori. Capitolul 3 se completează cu următoarele lucrări. Lucrări de construire bazin capacitate 20 metri cub din beton armat sau fibră de sticlă în satul Nicorești pentru rezervă de apă în caz de incendiu. Lucrări de construire bazin tot capacitate 20 metri cub cu aceleași caracteristici pentru satul Bahna. Lucrări de montare hidrant la căminul cultural din sat Bahna. Lucrări de regularizare și de colmatare albe pârâu pârâu Botii, lucrări de refacere și amenajare șanțul de scurgere a apei pluviale ce aparțin drumurilor comunale și sătești din Comuna Pârcărești. Dacă sunteți de acord cu aceste completări. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Pârcărești pentru anul școlar 2018-2019. Se aprobă rețeaua școlară a Comunei Pârcărești pentru anul școlar 2018-2019, astfel. Școala gimnazială Vasile Chierar din sat Satu Nou, Comuna Pârcărești,
va fi unitatea de învățământ coordonatoare, iar celelalte unități de învățământ arondate vor fi școala gimnazială Constantin Mușac din sat Nicorești, școala gimnazială Dumitru Mărtinaș din Pârgăre și grădinița cu program normal din sat Bacna. Dacă sunteți acolo. Vă mulțumesc mult! Stabilirea Consiliului Comunitar Consultativ al Comunei Pârgărești. Se propune președinte, secretarul comunei, membrii. Domnul Dorboș Andrei Jean, agent de poliție Comuna Pârgărești, domnul Varna Neculai, directorul coordonator al școlilor din Comuna Pârgărești, preotul paroh din comunitatea din care provine cazul social, consilierul local din comunitatea din care provine cazul social și secretarul Consiliului, doamna Rota Rugina, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în cuantum de 5.000 lei. Se mandatează primarul comunei, având calitatea de reprezentant al UAT Pârgărești în adunarea generală a ADIS Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, deci să voteze acest cuantum pe care noi l-avem de dat ca și cotizație la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de dejeuri în județul Bacău. Se aprobă atribuirea contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău către asocierea SC Eco Sud SA București, care este lider al asocierii, SC HIG Sorting SA București și SC Anduna Servimob SRL București, care sunt ceilalți asociați. Se aprobă contractul privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, prevăzut în anexa hotărârii. Se mandatează reprezentantul Comunei Pârgărești, doamna Iulișca Victoria, să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău aprobarea celor prevăzute la articolul 1 și 2 din prezenta hotărâre. Se împuternicește ADIS Bacău în numele și pe seama Comunei Pârgărești să încheie contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău cu asocierea SC Eco Sud SA București, SC HIG Sorting SA București și SC Anduna Servimob SA București. Se aprobă virarea taxei speciale de salubritate conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor în conformitate cu mecanismul financiar pentru data prevăzută în documentul de poziție și în actele adiționale numărul 1 și numărul 2 la acesta. Dacă sunteți de acord, faceți proiect de hotărâre. Mulțumesc! Se aprobă cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Așa, se aprobă cotizația anuală la patrimoniul ADI Bacău în cuantum de 100 de lei. Se mandatează doamna Iulișca Victoria, având calitatea de reprezentant al UAT Pârgărești, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare ADI Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre. Dacă sunteți de acord, mulțumesc! Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 39 din 12.11.2010 privind aprobarea masterplanului sectorul de apă și apă uzate din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local al Comunei Pântărești hotărăște anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Local 39 din 12.11.2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. Se împuternicește doamna Iurișca Victoria, având carte de identitate seria 10 numărul 157972 și calitatea de reprezentant al BOAT Pârgărești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 a prezentei hotărâri și la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se modifică de drept în mod corespunzător. Dacă sunteți de acord cu prezentul... Aici vreau să știe și domnii consilieri. Da. Am colaborat foarte bine cu Consiliul Județean Serviciul, care s-a ocupat de actualizarea masterplanului și cu firma de consultanță. Cam ceea ce am solicitat eu, deși a fost și pe teren, au văzut că, care este situația noastră la apă și apă uzată și ne-au prins cam cu ce ne-am dorit noi aici. Pentru Pârgărești, noi suntem prinși în master plan pentru, cu total sumă, 7.570.168.000 de euro pentru apă și apă uzată. Alimentarea cu apă va fi în valoare de 3.041.227.000 de euro, iar apa uzată va fi de 4.528.941 de euro. De asemenea, noi am fost prinși pentru etapa a doua, adică perioada 2014-2020. În această perioadă noi trebuie să avem apă și canal în comunitatea noastră, pentru că dacă nu, vom fi sancționați conform normelor europene. Cine nu are, UAT-ul care nu are apă și canal, vom plăti penalități, vom plăti sancțiuni, pentru că nu avem această infrastructură. Ei, să vă spun în continuare cu ce am fost prinși pentru aceste lucrări. Am să citesc din masterplan ca să vedeți cum. Deci, din cadrul Comunei Pârgărești, doar satele Pârgărești și Părâu Boghi dețin rețele de alimentare. Deci, noi avem rețeaua de alimentare, este considerată această rețea, dar pentru această comună sunt propuse lucrări de reabilitare, extindere a rețelei de distribuție, inclusiv de realizarea a stației de clorinare, ceea ce n-am avut până acum, și a rezervorului de magazinare, ce vor fi finanțate din alte surse. La fel, noi nu suntem prinși în POIM, Comuna Pârgărești, pentru că nu suntem preluați de CRA. CRAB-ul, compania de apă, poate să acceseze și are deja accesate fonduri prin Banca Mondială și noi nefiind preluați de dânsii, de asta n-am putut fi prinși pe aceste liste prioritare. Trebuie să ne căutăm noi sursa de finanțare. Sursa de finanțare poate fi PNDL-ul sau CRF-ul. Și vom vedea unde vom și ce vom reuși. Deci, pentru perioada 2014-2020 vor fi lucrări stație de clorinare Pârgărești, stație de clorinare Nicorești, stații de pompare, două bucăți, pentru că nu avem cum să ridicăm apa la Satul Nou și la Nicorești și ne trebuiesc aceste stații, extindere capacitate de magazinare în Pârgărești, bazin nou, rezervor nou în Nicorești, reabilitarea aducțiune magistrală Pârgărești, aducțiune nouă Pârgărești-Nicorești, reabilitare și extindere stație de pompare, reabilitare rețea de distribuție apă Pârgărești și Părău-Boghii, 7,5 km, extindere rețea de distribuție apă Pârgărești și Părău-Boghii, 2 km, rețea de distribuție apă Bacna, 3,5 km, rețea de distribuție apă Nicorești, 3,8 km, rețea de distribuție apă Satul Nou, 6 km. Asta pentru rețeaua de apă. Iar pentru rețeaua de canalizare, se știe că la noi nu avem această canalizare, iar pentru satele Pârgărești, Părău-Boghii, Satul Nou și Nicorești, vom avea o stație de epurare la Părău-Boghii. Eu aș fi dorit să fim racordați la stația de epurare de la Târgocna.
am fi fost avantajați, dar n-a fost prevăzută dimensionarea canalizării ca să ne poată să ne preia pe noi cele patru sate. Așa că o să fim nevoiți să facem o stație de epurare pe raza comunei noastre. Iar Bacna va face parte din clusterul Oituz, va merge către Oituz, pentru că așa ne-am gândit noi cu consultantul, n-avem cum, ne-ar fi trebuit alte pompe ca să pompăm și să aducem aici, iar capacitatea stației de epurare n-ar fi făcut față și pentru Bacna. Rețele de canalizare în satele Părgărești, Părău, Bodi, Satul Nou și Nicorești, 19 km, stații de pompare apă uzată vor fi 4 bucăți, astea pentru perioada 2014-2020. Deci până în 2020 o să fim nevoiți să avem această investiție. Iar Bacna rămâne pentru perioada 2021-2025 ca să fie racordată către stația de la Oituz, Bacna, marginea, o rețea de 3,5 km. Acestea sunt modificările aduse pentru noi părgăreștenii la masterplanul județului. Sigur că am insistat foarte mult să fim și noi prinși acolo, pentru că eu cred că trebuie să intrăm și noi și să facem, să ne refacem infrastructura așa cum trebuie și așa cum se cere. Mă gândesc că sunteți de acord cu ceea ce noi am propus și cu ceea ce ni s-a aprobat, numai că de acum vine greul, pentru că trebuie să facem acele proiecte și să căutăm sursa de finanțare. De 2014-2018 deja suntem... Păi da, dar noi trebuie să depunem până în 2020. Trebuie să depunem. Mai sunt 2 ani până în 2020. Păi da, proiectul vine cu o penalizare, dacă nu ai. Păi categorică deja este. Păi trebuia și până acum, dar... Vorbe goale astea. Nu sunt vorbe goale, că noi trebuie, pentru că sancțiunea o va plăti fiecare unitate administrativ teritorială. Da, înțeles că trebuie, dar să vedem cum o să fie. Da, de ce au adicat, de ce nu se echindi? Ce anume? De ce au adicat? Rețeaua de gaze. Rețeaua de gaze. Păi, da, dar nu este o prioritate. Nu este o prioritate deocamdată. Să avem apa și canal, infrastructura, după care să facem lucrurile. Da, dar nu ai voie să tragi. Dacă faci acum o casă, nu dă voie să tragi. Ei. Nu, uite acolo unde, de exemplu, la Onofrei, omul vrea să-și pună cetă, nu-i dă voie. Nu ne fac proiect. Nu ai cum, că nu-i trecut nicăieri. Ei, da. Nu a fost făcut un proiect, proiectul a fost al orașului din Dordea și care a fost dar acum să nu schimbăm ordinea de zi, nu? Acum să aprobăm și după aia vom discuta și despre... Da, proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performanțelor profesionale a Secretarului Comunei Bărbărești pentru anul 2017, efectuare evaluării Secretarului Comunei Bărbărești din Zubatru pentru perioada în ianuarie 2017, 2007, decembrie 2017, se va face de către primarul Comunei Bărbărești, conform anexei la proiectul de hotărâre, care cuprinde raportul de evaluare, potrivit căruia doamna primar a acordat o notă de 4,85. Dacă sunteți de acord cu această evaluare... Și dumneavoastră știți activitatea fiind, doamnei. Da, normal. Așa că... normal. Nota maximă fiind 5. Nota maximă fiind 5. Așa da. Așa da. Da, da, da. Nu vedeam mă voi prea mic. Cum avea și autonomie atunci. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind modificarea HCL 78 din 6-10-2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, având în vedere cele două acte normative apărute după aprobarea taxelor și impozitelor pentru anul 2018, respectiv OUG 79/2017 și legea 196/2017, se aprobă modificarea capitolului 2, impozitul pe teren, punctul 2 al HCL 78 din 26-10-2017 și va avea următorul cuprins. În cazul unui teren amplasat în intravilan,
înregistrarea în registrul agricol la categoria de folosință terenul cu construcții, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, care cuprinde zonarea în cadrul localității, respectiv zonele A și B pe care noi le deținem, și nivelul pe rangul localităților, respectiv rangul 4 și rangul 5. La rangul 4, la zona A, avem 782 și la zona B, 625. Iar la categoria 5, la zona A avem 626 și la zona B 469. Aliniatul 2. Se aprobă modificarea capitolului 2, impozitul pe teren, punctul 3, al aceleiași hotărâri și va avea următorul cuprins. În cazul unui teren amprasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alte categorie de folosință decât cea de terenul cu construcții, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 1, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în tabelul 2. Și aici, în cele două tabele, sunt prevăzute pe categorii de folosință pentru fiecare zonă, iar la rangul localității, cei doi coeficienți de corecție sunt 1,10 la localitate gradul 4 și 1 la localitate gradul 5. Și se aprobă modificarea capitolului 3, punctele 5 și 6, privind impozitul pe mijloacele de transport mai mari de 12 tone, al hotărârii 78/2017, conform anexelor care sunt parte integrantă a prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu aceste modificări, mulțumesc mult de tot. La diverse, mă rog să... Vă mulțumim că ne-ați aprobat proiectele de hotărâri. Ați spus că pentru luna februarie s-ar putea să avem, nu? O ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului. Pentru aprobarea bugetului local. Da, să vedem acum, în funcție de cum reușim să întocmim bugetul. Da. 15 care avem termen de predare. Și atunci e posibil să vă mai chemăm încă o dată pentru aprobarea bugetului pe anul 2018, pentru că abia acum am fost informați cu sumele pe care le-am primit de la ANAF, iar își urmează să vedem ceea ce vom primi de la Consiliul Județean. Și categoric ca să facem bugetul local și să și aprobăm, să și depunem până pe 15. Așa că o să vă mai deranjăm o dată. Și aș dori din partea dumneavoastră, dacă se poate, să veniți cu propuneri, chiar în această ședință, dacă se poate, întrucât la ședința ordinară din luna februarie vor trebui stabilite taxele pentru... Da, bun. Taxele pentru căminele cultura. Da. Se poate și la bani. Pentru amândouă, pentru amândouă căminele culturale. Da. O să mă asigur că și acolo să fie eveniment. Dacă păi, dar oricum intră. Pentru anul 2018 va intra la impozitare. O să avem o mică problemă, dar se rezolvă, pentru că acolo a fost prins în proiect un puț pentru apă. Sigur că au furat ei acolo, dar puțul nu face față nevoilor instalațiilor și, sigur, consumului de apă de acolo. Din ce am înțeles, că avem acolo rețeaua de apă și trebuie să ne recordăm la rețeaua de apă pe care o are, pe care o au bărnenii, ca să putem să facem față consumului de apă. Și o să trebuiască să mai facem acolo, să tragem un hidrant și când facem pentru hidrant, atunci ne recordăm și la rețea. Asta e situația, na. Așa a fost proiectul. Într-adevăr, trebuia de prima dată să ne racordăm, dar nici n-am știut. Abia acum, când am făcut recepție, am văzut că nu face față puțul pentru cantitatea care este necesară acolo. Recepția s-a făcut. Mai avem
nevoie de niște bani pentru dotare, să vedem. V-am zis, noi am depus proiectul dotare Cămin Nicorești și am propus că ceea ce avem la Nicorești să le ducem la Bacna, pentru că vor veni și evaluatorii de la Iași. Și la Cămin la Nicorești trebuie să găsească sala goală ca să poată să ne aprobe proiectul pentru dotare. Și atunci ne folosim acum. Cu fonduri europene vom dota Căminul la Nicorești, iar ce avem la Nicorești, îl mutăm la Bacna. Și vom avea. Numai că nu ne mai trebuie. Perdele, jaluzele, vedem ce vom pune acolo. Asta trebuie să ne cumpărăm. Și sigur să dăm o folosință, pentru că și băcnenii așteaptă, dar nu numai băcnenii, tot cetățenii comunei vor. Să vă gândiți la cum credeți dumneavoastră să facem proiectul de hotărâre pentru ședința următoare. Sigur că ținem cont de ceea ce ne spuneți și dumneavoastră și vedem și ce cheltuieli avem. Pentru că avem instalația de încălzire este pe curent, consumul este foarte mare, am crezut că va fi bine, și, dar consumul este foarte mare. Am preluat deja cu vreo 2000 de kilowatts, nu? Domnul Vicent. Da, mersi. Așa, pentru probele care s-au făcut pentru așa, nici nu știu, groază stau și mă gândesc când va veni factura. Poate probă înseamnă ce probe mai deja consumat așa. Probă înseamnă, nu înseamnă 20 de kilowatts. Enorm, am mers 2 săptămâni în continuu. Vedem, face față, nu face față. Pentru probe, pentru... Și este un contract care îți specifică ce trebuie. Nu așa ca mers, am un probe. Să vă gândiți și la Marii. Așa, nu-i nimic, ai aprins și la este. Așa, nu-i nimic, lăsați-l să vă facă, că și vorbim. Domnul viceferent, de asta să vă gândiți cu ce propuneri veniți. Pentru că, mă gândesc eu, nu putem să punem aceeași sumă și vara și iarna. Cumva, consumul, fiecare cât consumă să plătească separat consumul de energie, și închirierea sării să fie o altă sumă, sau... Vara este aer condiționat, doamnă. Vara este aer condiționat. Sumă și la bar nu se poate. Aer condiționat, vezi că nu se consumă. Să fie curentul separat plătit, eu așa. Curentul, contoarul, citit contoarul la predare, ai predat, atâta ai primit, ai plătit. Dacă are vrea să țină aer condiționat 24 de ore, ține 24 de ore și plătește curentul. Deci vă gândiți, vă gândiți la fel și fel de variante și le analizăm. Cel mai bine curentul plătește, să vorbim cât vine de kilowattul, să știi nevoie de 3.000. Cine a spus pentru scoase, pentru asta poți să treci și curentul la predare, trăiește. Mai bine. Indexul de la și pentru... Cineva închiriază în noiembrie, nici ca nici. Nu o să-i trebuiască nici curentul. Plătește un primar, plătește curentul. Iarna, vara, e cald, iarna... Asta nu trebuie să fie aia pentru că aceea aia. Necesitățile se... Adică sigur o să punem pentru că o să fie calcea acolo. Da. Alte întrebări, alte propuneri? Cu punctul 9 vreau să vă spun că este de apreciat proiectul de hotărâre. Cu a pauza la cealaltă. Dar ce facem până atunci cu deversările în șanțuri din proprietăți? Trebuie să vă leagă de tot, pentru că așa nu se poate. Nu se poate înaintea. Șanțurile sunt prime. În luna martie, parcă avem, sau în aprilie, în martie vom avea din nou, voi iniția un proiect de hotărâre, sau și dumneavoastră puteți iniția un proiect de hotărâre, și acolo vom prinde și sancțiuni. Iar pe cei care au intervistat, închipuiți-vă, dar și aplici sancțiunea, dar el spune cetățeanul, mi-ai pus la dispoziție altă modalitate, de a-mi... Sigur că ești obligat ca tu să-ți faci o fosă septică, orice, așa, și să-ți asiguri. Dar vitajul nu văd niciodată să treacă în comuna asta. Deci, dacă ți-ai făcut, ți-ai asumat să-ți faci o baie, ți-ai făcut o haznatriu și să o tragi afară cu ceva, nu? Știu, domnul Bejnaru. Sunt probleme. Nu numai la locuințele casnice, dumneavoastră știți că mai avem și alte locuințe. Și atunci vom prinde și... Și acea și analizarea cealaltă. Sunt oameni de bună credință care își aduc vitaje și recurăță haznaua și trebuie să miroase haznaua vecinului. La fel, vă gândiți și atunci la propune. Și acolo trebuie neapărat. Nu știu pe strada principală. Da, exact, da.
Păi cred, mai mult pe strada principală. Da, 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 pe toate strada, la Bărău, 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 la izvorăște, izvorăște. Băi, nu plouă, bără, să fie încetă și acolo. Nu plouă, așa, dar și tău părițuși în fundare. Da, da, da. Fata poți vei mă putea. Dacă sancționezi. În acea hotărâre vom prevedea sancțiuni și cine poate să le dea. Eu nu vreau să dau nume, dar o să fac cum. Sunt prevăzut. Eu știu, din nou. Din nou. Din trei locuri în șanțora. Da, bine. Da, bine, domnul Bejnaru. Sunt mocăță, trei nici. Da? Da, să știi, mă, să știi. Să știi, dar poți știi. Da, nu să nu. Cea mai veche nu-i acolo. Cel puțin la părul boii. Cred că am 5 ani. Nu s-a rămas la soție care are. Dar n-au nicio... Nu, ca o... Ce făceam poate o lună de zi, ce s-au mai dat? Alte propuneri? Alte întrebări? Doriți să-mi puneți? Ca să vă răspund? Micile reparații la școli. În, dacă țin bine minte, în septembrie s-a discutat când a fost și domnul director aici. Da. Un loc de scurgere de la acoperiș. Da. Nu s-a reparat nici până în ziua de astăzi. Unde, la Bacna? Da. Și o mică reparație acolo. Nu? Trebuie sigur că ei și-au gestionat fondurile da, care le-au fost repartizate. Cam să notezi din ce. Da, au zis că trebuie și nu s-a făcut nimic. Pur și simplu au făcut ce pe perete. Cum spune doamna, gestionarea banilor, domnul director. Domnul director, da, a promis atunci că da, micile reparații se pot face în local. Da, și alte ceva. Să-și asume cu domnul director tot îmi trimite mesaje. Dar sunteți în Consiliul de Administrație, domnul Dorcoș. A fost aprobată ședința de Consiliu. Dar l-am aprobat că va fi domnul vice. Și dumneavoastră. Sunteți dumneavoastră, doamna Paulus. Lăsați-vă, Ioasă, vă mulțumesc la Consiliul Central. Eu nu văd dacă vii de la sport, dar nu spune cu de hotărâre din luna. Petruație, pentru evaluare. Că n-am vorbit. Sunteți, nu, nu, nu. A fost de la Părgăreș dumneavoastră, de la Satul Nou, domnul Peșnaru, de la Nicoreș, doamna Bortoș. Da. Și ca reprezentant al părinților, sunteți dumneavoastră, domnul Lenghen, aș dori să mai veniți cât puteți la ședințele și de la Consiliul de Administrație al școlii, pentru că e bine să știm ce se întâmplă și acolo. E bine să știm. Domnul, eu sunt pentru evaluare, pentru așa. Da, da, eu sunteți, da, 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 la ședința de comisie. Sunteți în ședința, sunteți reprezentant al Consiliului, din fiecare localitate. Nu mai pot. Dar cum dă emisiune? Totuși trebuie să vă gândesc că aveți funcția de consilier local, fiecare, reprezentați cetățenii din localități. Și pe localități trebuie. Pe cine să punem de la părere? Domnul Unguru? Domnul da. Mai aveți alte întrebări pentru mine? Pentru noi? Vă mulțumim pentru participare. Îmi cer scuze, pentru că la început trebuia să vă spun la mulți ani, să aveți un an bun, să avem un an bun, cu de toate. Închidem ședința de astăzi, lucrările ședinței noastre de astăzi. Și vă doresc să aveți o lună frumoasă, o lună bună, cu de toate. Vă mulțumim!